La Sibiu însă sunt, e o tradiție absolut minunată, aici în țara Mioriței, sunt multe turme de mioare. În anturajul turmelor de mioare există o expresie care are un și rost și sens în respectiva paradigmă și anume nimă la ei. Așa e, scădem în preajma locului, nimă la ei. Domnul Iohannis a venit astăzi și enervat că Dalde Dragnea și Dăncilă se duseră la Israel, nu la Izrael, cum îi spune fostul ministru de externe, papagalul acela sinistru care a fost purtător de cuvânt la PSD, candidatul PSD la primăria Capitalei și candidat la președinția PSD-ului, Cristi Diaconescu, un papagal. I-au crescut pene pe spate, să văd în costum. Dacă puteți, deci, reformula. E un citat dintr-o operă muzicală. Ți-au crescut pene pe spate și papagal. Nu știu. Bun, am încheiat citatul. Deci, Israel. Deci s-a înervat domnul Iohannis că s-a dus Dalde Dăncilă cu Dalde Dragnea la Israel și a venit și a zis nimă la ei! Crezând că e bine și că se află pe acolo, pe la Sibiu, vă întrezări niște mioare. Dacă că nu era așa. Adică paradigma aceea, niște penali s-au dus la niște evrei să facă înțelegeri secret. Asta ne-a zis astăzi domnul Iohannis. Bun, sigur, să te plimbi cu țoacla în București, pentru că de fapt publicul tău are hashtag în față și nu circumvoluțiunile exact de numărul liniilor din hashtag, merge, carneală de asta, mă dau cu țoacla, zic niște penali, niște corupți. Bun, ok, pentru aia cu, repet, circumvoluțiuni puține, e ok. În momentul în care însă zici că niște penali au dus la niște evrei să facă înțelegeri secrete, e rău de tot. Lucru care s-a și văzut pentru că, ce să vezi, n-a mai mers cu bicla astăzi, a ieșit din nou ca să zică de fapt nu, că nu e așa, dar cum este altcumva, ai văzut și cum a spus, a zis că nu, de fapt era o întrebare retorică. Nu avea nicio legătură cu nimic, dar era pe sistemul să zic și eu ceva acum după ce am comis-o. Dacă o să ne uităm în toate declarațiile oficialilor de pe planetă, zdraven la cap, aia din țările chiar tari de pe planetă, nu să prea vedeți zicându-se Jews, o să vedeți zicându-se israeliți, adică israelienii. Nu poți să zici evrei. De ce? Din multe motive, multe. Merge într-o paradigmă din această oficială, șeful statului vorbește despre israelieni, și le zice, bun, după aia, hai să înlocuim cuvântul evrei cu un alt cuvânt, american, să zicem. Sau francezi. Sau spanioli. Hai să înlocuim, da? Deci, Dragnea, nu știm ce va face, hai să citim exact ce a zis. Să înlocuim cuvântul evrei cu orice alt cuvânt, da? Cine știe, citesc de la Adevărul. Deci, Adevărul, care este al lui Cristi Burci, adică de la SIE. Bun, Serviciul de Informații Externe, ca să înțeleagă lumea. Deci m-am gândit că e bine de la Adevărul să citesc că e practic de la SIE. Deci, cine știe ce înțelegeri secrete face cu evrei? Hai să înlocuim evrei. Deci, cine știe ce înțelegeri secrete face cu americani? Bun, există vreun motiv pentru care americanii s-ar simți rău dacă ar fi slobozit pe gaura gurii domnul Iohannis această afirmație? Eu zic că da. De ce? Pentru că se înțelege din această propoziție că americanii s-ar preta la niște înțelegeri secrete, în principiu nasoale, de vreme ce cine știe ce înțelegeri secrete face Dragnea cu americanii, adică americanii sunt niște nasoi care s-ar preta la o șorticărie care deranjează pe șeful statului din Românica. Românica, a zis Băsescu, precedentul președinte. Hai să zicem, uite, cu francezii. Cine știe ce înțelegeri secrete face cu francezii? Păi eu cred că francezii s-ar simți nasol, fără să le fi zis altfel decât francezi. Cred că s-ar simți nasol, adică, bă, dar ce vreune ne-a lăsat să spună? Că noi ne pretăm la niște nasoale, facem noi niște nasoale, așa se subînțelege de aici. E corect? Logic, acesta este sensul. Cine știe ce înțelegeri secrete? Nu, domnul Werner. Aoleu, îl mai cheamă și Werner. Deci, problema când vorbești despre evrei și nu despre israelieni, când vorbești despre evrei și te cheamă și Werner, bă, trebuie să fii de două ori mai atent decât dacă te cheamă Popescu. Dacă te cheamă Popescu, trebuie să fii atent. Dacă te cheamă Klaus Werner
Iohannis, trebuie să fii de două ori mai atent. Din motive evidente. Deci, domnul Werner, domne, deci înțelegeri secrete. Domne, știți ce? Secrete sunt protocoalele alea dintre onorata instanță, justiția, unde președintele, adică Werner, în cazul curent, numește capii și serviciile secrete, în care Werner, președintele curent, numește capii. Alea sunt secrete, protocoalele secrete, între așa zisa justiție și securiștii din România. Alea sunt secrete. Altfel, președintele Camerei Deputaților din România, când se întâlnește cu primul ministru israelian, nu primul ministru evreu, primul ministru israelian, să-i bănuiești public. Și hai că pe Dragnea ne-am obișnuit că e român și atunci fiind român e și corupt și în general nasol. Dar să-l bănuiești pe primul ministru israelian că face niște chestii secrete și îl bănuiești așa public în gura mare dezinhibat, te dai jos de pe țoaclă după aia, vii peste două ore și zici și tu, de fapt, știți că de fapt eu eram retoric. Da? Bine. Multe lucruri se vor întâmpla. Sunt absolut convins. Multe lucruri se vor întâmpla din multe motive. Dar unul dintre motivele pentru care se vor întâmpla multe lucruri este fix ăsta. N-ai cum să treci cu vederea, dacă ești israelian, n-ai cum să treci, și mai ales dacă ești evreu. N-ai cum să treci cu vederea ce a zis președintele. Că n-ai cum, că nu se poate trece cu vederea. Altfel, într-adevăr, a invocat o situație care este corectă, adică exact, în sensul ăsta, că este o situație exactă, că da, domnia sa, domnul Werner, a fost decorat de multe organizații. Da, a fost. Vedem dacă o să mai fie, ce să zic. Da, foarte penibil, domnul Iohannis, cu această declarație. Bun, acum știu, am văzut că pornirea firească a invitațiilor din studiu au fost să ia părerea domnului Iohannis cu privire la articolul din Jerusalem Post. Da. Bun, acum presupunând că nici nu mă interesează fondul. Adică nu mă interesează fondul. Să zic, bă, dar stai puțin, dar cum era, dar bă, să intru pe detalii, da? Faptul că în Jerusalem Post, în aceeași propoziție, se întâlnesc, găsim Iohannis și nazist, în aceeași propoziție, eu zic că e rău. Cred că e bine. Părerea mea e că bine n-are cum să fie. Cred că e rău. Indiferent de cum e alcătuită propoziția. Cred că e destul de rău. Dar dacă dăm de exemplu, că pe mine m-a interesat totuși fondul. Și zic, ia stai mă să vedem. Deci că eu habar n-aveam. Eu eram pe aici, pe Cocioc, cu astea, cu chiuve și cu astea. Bă, n-aveam eu cu astea. Și am dat și eu pe Google. Și am scris așa, Forumul Democrat German Nazist. Adică cuvintele cheie din articol. Și este așa. Primul link. Puc. Ori napocanews.ro. Napocanews.ro din Cluj. Originile ideologice naziste ale Forumului Democrat German din România. Aoleu. Mai departe. Wikipedia. Forumul Democrat al Germanilor din România. Democratische Forum der așa este, a fost un beneficiar contestat al unora dintre imobile grupului etnic german, mă rog, și așa mai departe. Linkul numărul 3, cotidianul.ro. Istoria unei organizații din care se revendică și Iohannis. Și este fix în acest sens. După aia, activnews.ro. Istoricul Ioan Scurtu dat în judecată de Forumul Democrat. Istoricul român Ioan Scurtu este dat în judecată de că Forumul Democrat, așa, o organizație pe care a condus Iohannis și o grupare înființată de naziști în 1940. Cu vreți să continui? Adică e plin, eu nici habar n-aveam. Eu acum m-am zic, ia stai frățiuri să ne... Mă duc. Acum o să citesc sigur mai multe, că deja mă interesează subiectul. Da. Bun, vom vedea ce se întâmplă și cum evoluează acest scandal, pentru că am sentimentul că nu se termină seara asta, domnul Hartnagea, nu? Nu cred, fiindcă